Hei, ce mai faceți voi? Eu sunt Andra și de-abia așteptam să vorbim despre ce s-a întâmplat în ultimele episoade din această săptămână. Așa că să începem I Love Luna! S-au întâmplat foarte multe în serial. Și zic să începem cu ce a făcut Amber Lune. Nu pot să cred că i-a schimbat lucrarea. Adică, la cât învățase Luna, măcar bine că s-a aflat vinovatul. Luna, asta nu e scrisul tău, nu? Cineva a schimbat lucrarea și a modificat răspunsurile. Aceea e lucrarea mea! Cineva mi-a schimbat lucrarea. Știi cine a fost? Da, a fost Amber. Să nu se mai repete, m-ai făcut de mare rușine în fața directorilor liceului. Amber a fost pedepsită pentru ceea ce a făcut. Iar Mateo a fost nevoit să cânte cu altă fată la open. Așa că a invitat-o pe Luna. Din păcate, i-a văzut și Amber cântând împreună pe scenă și nu a fost prea mulțumită. Amber nu va ajunge, așa că trebuie să cântăm împreună. O să cânt cu o fată, cu Luna. Dacă m-a iubit, nu i-a urcat pe scenă să cânt melodia noastră cu altă fată. Nu vreau să te mai văd niciodată. Și nu a fost singura care i-a văzut pe scenă împreună. Din păcate, și Simon i-a văzut și a fost tare gelos. Să nu te mai apropii de Luna. Atunci vezi de treaba ta, da? Nu știam că Luna are de dacă. Hei, de ce vorbești așa urât cu Simon, a? Să spună, ești îndrăgostit de Luna? Ați văzut că Luna a aflat până la urmă că prietena e cea mai bună Nina este Felicity? Îmi pare bine că știe și ea acum. Eu cred că tu o cunoști. Dar ești tu sau nu ești tu? Da, eu sunt. Nu pot să cred. De acum înainte, între noi două nu va mai exista niciun secret. Promit. Încep să se afle mai multe lucruri în legătură cu nepoata doamnei Benson. Nu știu, eu mă gândeam, oare Luna ar putea să fie nepoata nașii lui Amber? Acum niște ani ați călătorit cu Roberto în străinătate, așa e? E posibil. Și de asemenea e posibil să fii călătorit cu o fată. De unde ai talismanul ăsta? Se potrivește perfect. Imposibil. Sol Benson este vie. Sunt cele două părți ale aceluiași talisman. Luna este foarte încăpățânată și când își pune ceva în cap nu se lasă. Așa că a încercat o schemă foarte grea pe ringul de la Gemme Roller și din păcate la concurs nu i-a ieșit perfect. Luna, ești bine? Te-ai lovit? Te doare? Sunt bine, crede-mă, Simon. Vrei să continuăm? Putem? Simon, putem continua? Dacă ne lasă, da. Ești bine? Te rog, Tamara, nu spune că visul meu i-a sfârșit aici. Dar atunci când îți dorești ceva cu adevărat, sigur reușești. Iar Luna este foarte perseverentă și eu cred că își va îndeplini visul. Și pentru final, am o întrebare pentru voi și vreau să-mi răspundeți cu un comentariu la acest video. Ce vă place vouă cel mai mult la Luna? Cam asta a fost pentru astăzi. Nu uitați că mai sunt doar câteva zile până la finalul concursului unde puteți câștiga prima mea chitară pe care o am aici în spate. Și dacă nu v-ați înscris, acum e momentul. Și nu uitați să urmăriți în fiecare zi de luni până vineri la ora 18 pe Disney Channel noile episoade din Soi Luna. Vă pup!